Cetățenii români sunt pentru prima oară de la publicarea statisticilor privind infracționalitatea, pe primul loc la numărul de infractori condamnați în justiție în Regatul Unit în 2022, proveniți din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În anul 2022, instanțele de justiție din Regatul Unit au pronunțat 5.369 de condamnări ale infractorilor români, în totalul de 25.986 pentru cetățeni din Uniunea Europeană, potrivit datelor obținute în exclusivitate din partea Consiliului Național al Comisarilor Șef de Poliție, în baza legii accesului la informație. Pe locul al doilea s-au clasat polonezii cu 5.327, iar pe locul al treilea irlandezii cu 5.130. În 2021, polonezii erau pe primul loc, irlandezii pe locul al doilea, iar România abia pe locul al treilea. Pe locurile următoare sunt lituanienii, 1677, portughezii, 1508 și letonii, 1087. La Londra, românii își păstrează poziția frontașă deținută de mai mulți ani încoace, cu 1396 de infractori condamnați de instanțele din capitală, din totalul de 5347, urmați de polonezi cu 832, Landez 585, Lituanie în 543, Portughez 483 și Bulgar 265. În statistică sunt incluse doar infracțiunile condamnate în justiție, nu și cele pentru care poliția a emis avertismente sau amenzi. La recensământul din 2021, numărul românilor din Anglia și țara Galilor a fost de 550.000, locul 2 printre cetățenii străini după polonezi, iar în Londra cu 190.000 de români reprezintă cea mai numeroasă comunitate de cetățeni străini relatează știri de cluj.ro